Salutare tuturor, eu sunt Secara și astăzi cu un info video care sper să vă placă. Am ajuns la 100 de abonați. Vă mulțumesc. Nu știu ce mai tari vă vezi, vă pup. 100 de abonați, sperăm să continuăm tot așa. Și câteva promovări. Prima promovare fac lui Leonard Varga, care mi se pare că un tip tare. Ați de colegul său Tudor Andrei, care... Da. Deci, ce? Viața lui Viorel, violatorul vegin și Ioaneș caută nevasta soție. Rare strif lângă Leo la platanie. Haideți să vedem! Bună toată lumea, suntem Leo și Rareș și o să ne jucăm în căcat de joc Outlast și sperăm să nu ne căcăm pe noi. Da, cel mai mult m-a plăcut asta. Deci, Leo, eu te susțin. Am subscribe de la mine. Aici mai avem Counterboss, care e destul de tare. Mi-mi place Counterboss. Face Counter-Strike, dacă Counterboss, bineînțeles. Și e pasionat. Ați aici, are câteva videoclipuri, n-are așa de mulți abonați. Eu îți cerez la abonați, cel mai mult, pentru că e colegul meu și cel mai bun prietenul meu. Mai avem aici încă un canal, bun, sper că odată la. Lații, care pe mine m-a impresionat cu vlogurile lui, care e foarte tare, la fel ca și Leo. Face vloguri în limba română și în limba maghiară, cred că nu vă deranjează alea în maghiară. Două sugestii, adică în română și în maghiară, deci vă puteți alege ce doriți voi. Bun, și cam atât. Mai, cred că mai avem ceva pe aici. Să mai alegem pe cineva. Mai avem aici. Cam atât. Sper că v-a plăcut acest info-video. Vă mulțumesc pentru cei 100 de subscriberi. Nu mă așteptam. O să continuăm tot așa. Și până data viitoare. V-am pupat. Bye. Salutare tuturor. Eu sunt Secara și binevenit la episodul cu numărul 3 din Minecraft Viorean. De data asta sunt mai singur, după cum vedeți, am schimbat textura, asta e textura lui Rami HD, mi-a trimis el, dacă aveți o textură preferabilă, să mi-o dați și o folosesc. Și pana mea, am făcut, eu și Alina am făcut pe off-camera, sper să nu vă supărați, am terminat casa și am mai făcut, să-ți văd ce am mai făcut pe aici. Aici am făcut o cameră unde țin eu chesturile. Mai avem de lăsat ceva. Bun, în fine. Mai trebuie să fac încă 3 crafting table-uri, dacă nu mă înșel. Dar mai am aici. Opa, mă scuzați. 3 crafting table-uri. Și sper că v-a plăcut acel info-video. Am făcut acele 3 promovări care mi s-au părut cel mai tare. Da, 2. Una să țin la mine, uitați că ceva, sau dacă nu... Asta o să las în mine. În fine. Să văd ce mai am pe aici de lăsat. Astea. Nu, astea le las aici. Nu. Astea. Nu mă las fără lemn. Ăsta las aici. O să las astea. Cred că cu astea o să pot supraviețui în condițiile astea. Am terminat intrările, am terminat toate. Aici mai fost. Ăsta se va repara tot ce am făcut. Sper că nu mă supărați. Dar, nu le-am făcut off-camera. V-am păcălit. Când am filmat Colin, am filmat un episod de 26 de minute. Nu i-a făcut treaba.
Treaba a fost că Alina avea microfonul, adică sunetul prea tare, iar eu l-aveam prea încet și m-am auzit ca dracu și na. Dar sper că nu v-a supărat. Am luat tot acel dirt care l-am avut și l-am împrăștiat pe aici. Cam asta e casa. Hai să mergem să vedem. Deci, nu e textura mea pe alburami. Dacă aveți texturi, dați-mi link-ul sau trimiteți-mi-le pe Skype. Totodată vreau să vă reamintesc că dacă aveți întrebări pentru primul episod din Q&A, adică Questions and Answers, adică întrebări și răspunsuri, magari, sunt binevenite. Deci eu o să vă răspund tare, adică clar și sincer, la orice întrebare pe care mă puneți, orice gen ar fi ea. Mă, tot dacă e Q&A, e Q&A, nu? Hai să mai explorăm pe aici. Cam bântuit. Neexplorat. Bun. Sper să mă las pe chestia asta. Deci când am zis sper să nu mă lase, m-a lăsat. O să las tot. Oh my god. Stați puțin să fac ceva bețe. O să fac de fier. Fier. Nu vreau să stric aerul, nu aș vrea că să fac. Iar. Ai în boțuri? Avem botoșei? Stați puțin, dacă tot mai este aici, ne mai trebuie un topor. Topor care l-a lăsat la Alex. Topor care l-a lăsat la Alex, că o vrut să filmăm. Nu contează, eu fac altul. Acum au rămas destule iteme de-a mele, pe la player cu care am jucat. Așa că m-am obișnuit cu fazele astea când rămân fără iteme și trebuie să mi le fac înapoi. Și da, nu e ceva străin pentru mine. Deci o să fie primul meu episod din Q&A, adică. Da. Cred că o să fac cu facecam. O să fac cu facecam, mai bine. Bineînțeles, o să fac cu facecam. Dacă îmi permite timpul, siu, spațiu. Acum depinde. Oricum, m-am ales cu ceva dacă am dat la Alex acel topor. Oricum, tot din resursele mele a consumat. Și cu ocazia asta ne dăm pe easy. Și acum sper să ne lasă game rule keep inventory true. Bun, deci avem keep inventory. Așa că avem keep inventory. Așa că avem keep inventory. Place ținta asta cum a venit din Minecraft. Că asta de aici. Iron. Iron. Și nu mi-arată când îmi sparg în fine. Textura e faină. Cum am zis, dacă aveți texturi la care sale voastre și mie mi le plac, o să le pun pe un site din ăsta și o să le fac publicitate cum ar veni. Cred că alea au fost primele și ultimele promovări. Nu știu, nu o să mai fac promovări. Nu, nu știu, nu o să mai fac. Nu știu, nu sunt genul de om care face cea promovări. Și nu, nici nu-mi trebuie bani. Nu le fac pe bani. Oricum. Le fac pentru că îmi place cele canale. Când o să am un subscriber, atunci da, pot să fac pe bani. Că doar, na, știți voi? Dar la pislazului. Care dă pace acolo. Care mă enervează. Bun. Dacă o să am ceva de colorat, o să vin aici și o să știu că. Oh my god, îmi scade hunger-ul. La mâncare. Nu. Nu peaceful. Mi-am dat pe easy, dar ne punem înapoi pe peaceful pentru că îmi trebuie mâncare care mi-e acasă. Așa că îmi scade hunger-ul și mi-e ciudă când îmi scade hunger-ul. Nu știu cum alții pot să dea pe normal de primul episod, fratele meu. Dacă filmezi așa, cu ce jumătate de oră, da, atunci da. Atunci să recomand să te dai. Dar nu așa, un episod scurt.
Las că minez în continuu, dar pe nu. Fine. Când pe parcursul episodelor, nu o să mai... Bedrock. Bun. Am dat de bedrock. Trebuie să ne cărăm de aici. De aici. Simt că trebuie să ne cărăm. Așa că o voi lua în direcția aceea. Asta. Direcția asta. Vă promit, când va ajunge PC-ul, va fi primul gameplay de oră. Nu mă testează singur cu cine, dar o să fac un gameplay de oră la orice joc, GTA 4, o să văd eu. Outlast, o să fac bineînțeles cu facecam, pentru că Outlast nu-i fain fără facecam. Pentru că să vedeți și voi cum să spere un om adevărat de Outlast. Și ar bedrock, și ar căcat pe pâine, și ar pizdă, și ar dracu, și ar enervală. Bun. Are bun sabia de gold. Bună de ceva? Oh my god, nu. În fine. E pana mea că am dat de bedrock. Sunt pe la ultimele straturi? Nu cred. În fine. Hai să merem. Și plecăm acasă. Cred că până aici fost. Am ajuns ceva cabăstun acasă. E destul de realistică textura. Nu-i orice joc de textură. Poate o să mă chinui și o să fac o textură. Văd că nu face lag. Face mai mult la gaia de la MC Good Lag decât asta. Pana mea, fac parkour, mă. Fac parkour, v-am zis. Mare parkourist. Care voi intra în istorie. Pentru faptele mele. Pana mea, caute pe aici. Ok, în fine. Ajungem acasă imediat cât ai zice pește. Shift. Ok. Dar am făcut promovările. M-am uitat peste multe alte canale care, nu știu, nu că nu mi le plac, dar nu sunt așa interesante, adică ce faci din astea. Deci da, am ajuns în episodul 3 și nici acum n-avem lână. Nu o să-mi dau după creativ pentru că nu-i fain, dar nici nu să ne dăm, cum îi zice, zi de fiecare dată, pentru că poate vă opti ca și voi. Aia oaie? Nu. Fie să nu pierdem casa. Dacă pierd casa, îmi dau kill. Mă da, ce pe aici? Ce e pe aici? Ce e pe aici? De ce nu spune nimeni ce e pe aici? Ok. Oricum mi-am dat spawn point acasă. Văd că nu găsiți... Oh my god! Nu! Oh my god! Nu! Bă, deci pe lumea asta nu există mob. Să mor eu! Oh my god, lumea asta nu există mobi. Hai mă, spawnați-vă mă dacă vă credeți tare. Credeți mă, mare scul mă. Nu, vă credeți mă. Bă. Aspirine. Bă, Rexy, ceva Rexy. L-am omorât pe Rexy, Ce pana mea? Bă, vine frate tău! Nu! Da, deci fuge pe măta! Deci vine fratele tău și mă fuge pe mine, dar cum adică? Cum adică, mă? Deci frate tău vine și dă-n mine, mă? Dar cine-i frate tău, mă? Mă, pulă de om, bă! Cine ce crezi tu, mă, și cu măta, mă? Tu cine ce crezi, mă? Bă, țăranule! Bă, haideți mă dacă vă ținem, haideți! Lăsați mă pulă, lăsați!
Sar, mă, pulă, dacă ce ține, sari, 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 sari. Na, care sara, mă? Sari, sari, sari. Na, ce fude în gură. Na, hai. Deci ne-am pus rău cu câinii, dar ne-am făcut XP-uri. Ia, bun. Haideți și găsim ceva aici. Bureț. Uite. Oh my god, unde-i casa mea și unde-i sara, mă? Ia să iau niște nofer din ăsta să pun pe casă, nu? A, uita și pădure interesantă. Explorăm și explorăm. Mamă, ce deștepți sunt. Ia stați, stați să se. Nu mă, normă, bă, tu-și copac, bă. Peaceful. A, uitați. Ceva tare, 3. Bă, deci dacă fugiți și voi de mine, vă tai coile. Bă, eu te castrez pe tine. Mulțam fain, bă. Mulțam că m-ai dat. Data viitoare viu la mătă la prăvălie și cumpăr, bine? Tu să suși pula, bine? Scuze că te-am omorât, dar trebuia. Ce pana, bă, deci ori mă fac ori prost. Hai mă, bă. Nu vrea să ia-și prind, mă. Dar nu vrea să ia-și prind, mă. Oricum aș știu drum acasă, dar mele ani să vin. O burete din ăla tare. Mare și tare și tare și pulă. Mă gata. În sfârșit hrană. Bă, pulă! Ești acasă. Te fă. Te fă, drecu. Te fă. Te fă. Nu trebuie obsidian pentru portalul de Nether. Te fă. Ești acasă, bă. Ești acasă, mă. Pup, pup, ați așa tălpile. Omega cât să ești. Trebuie să-i omor în pătăți. Pentru că dacă nu, n-avem mâncare. Eu și Alina o să murim de foame. Sau voi toți ceilalți cu care să filmez. Dar dacă o să filmăm, promiteți-mi, vă rog, că să vă țineți de serie. Nu că v-a abandonat așa, mai bine n-are rău să vă primesc. În fine, să duce... Omega, dar nu să duce sabia. Nu știu de ce, dar nu se duce. 10 XP-uri, 10 XP-uri, 10 XP-uri. Ok. Ok, ok. Așa că... Bun. Acum nu mai rămâne de făcut decât să mai explorăm pe aici. Poate găsim ceva și încheiem episodul. Ah, văcuță, văcuță, văcuță. A, dă-mă peleul de vacă, mă, dă pielea, mă. Mamă, ce damage o luat! Omega, ce damage! Deci, îmi trebuie greu ca să le aduc acasă. O să le las aici să se mulțească, ce pana. Alin, când vii, o să ai pumpkin acasă. Mai gata ce greu mă are asta. Bă, nu... Bă, uitați-mă că nu dă pele din aia. Pele, cum zic eu. Bun. No, dragii mei, cam atât și cu acest episod. Dacă vă plăcut, uitați, dați like, comment și subscribe, sicara. Ce pana mea e pe aici? Va și ar vaci. În sfârșit de niște piele. Destul de multe vaci și... Oh my god, oh my god, oh my god. Deci vedeți ce înseamnă să explorezi o lume? V-am zis că găsim ceva. Ciao!